Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vladimir Putin a anunțat ieri, nu? Că Rusia nu va mai accepta plăți în dolari sau euro pentru livrările de gaze naturale și petrol către Uniunea Europeană și alte țări neprietenoase. Și listă... ce vrea? Ruble, ce vrea? Da. Da, e o listă foarte lungă de țări neprietenoase sau țări ostile, așa cum au fost definite de Kremlin. Toate țările Uniunii Europene, da, sunt foarte multe. Adică Siria, Coreea de Nord, Iranul sunt țări prietenoase față de Rusia, are sunt o mulțime de țări ostile. Noi suntem ostili. Și nu spun că nu vor mai primi decât ruble, nu euro sau... Și care ai ruble acum? Da, domnul Iliescu. Putin a precizat că asta este o reacție la înghețarea activelor Rusiei în Occident, în urma sancțiunilor impuse Moscovei, după invazia Ucrainei. Anunțul este cumva surprinzător, adică te intrigă. De ce ar vrea Kremlinul ruble și nu valută forte? Care e ținta lui Putin? L-am sunat pe Moise Guran pentru explicație. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, dragi colegi! Care e misterul? Care e chichirezul? Ce urmărește Vladimir Putin? Vrea dolari. Exact asta vrea. Cum adică? Explică-ne. Păi, în momentul de față, contul de capital al Rusiei este practic închis. Adică și dacă cumperi, să zicem, vinzi ruble în Rusia și iei dolari, nu poți să scoți dolari de acolo. Și în momentul în care el zice, ok, vrei să iei și gaze, va trebui să cumpărați ruble. De la cine cumpărați ruble? Păi de la cine are în Rusia? Și în Rusia ruble are în special Banca Centrală a Rusiei, ale cărei active externe sunt înghețate, după cum știm. Adică jumătate din rezerva valutară a Rusiei este înghețată în Occident. Mie nu mi se pare așa o mare măsură. A făcut și el ce putea să facă în momentul de față, dar cred că mai degrabă a vrut să zică, uite, semnalul este că noi suntem still in business, cum ar veni. Adică, ca să faci afaceri, îți trebuie ruble, deci va trebui să vii cu dolari și să iei ruble și după aia să dai rublele înapoi Rusiei ca să-ți dea gaze. Deci, în principiu, să zicem, dacă guvernul de la București importă acum gaz rusesc, noi importăm direct de la ruși, înțeleg, o parte din gaz. Practic, banca... În momentul ăsta nu mai importăm, că noi importăm direct de la ruși prin două intrări care sunt prin Ucraina. Noi importăm de la ruși prin Ungaria în momentul ăsta. Ok. M-ar veni. Deci pe conducta Yamal, care vine prin Polonia, Slovenia și merge o ramificație în Germania și una în Ungaria, ajung și gazele rusești în România. Deci noi plătim la unguri sau plătim la ruși, dar importăm pe la unguri, nu înțeleg. Păi nu, plătim la ruși și importăm pe la unguri. Dar aici de fapt vreau să ajung, pentru că mai devreme în știri s-a dat o știre care e mult mai importantă, și anume că statele europene nu mai fiecare să intre practic. Mai spune-mi o dată că s-a întrerupt, Moise, stai puțin, s-a întrerupt. Deci statele europene ce nu mai fac, că s-a întrerupt? Statele europene nu vor mai intra în competiție una cu alta pentru gaze, ci vor să negocieze toate ca un bloc, nu numai cu Rusia, ci și cu alți vânzători de gaze. A fost știrea mai devreme. Doamna Ursula. Da. Sigur că da. Așa, și asta e mult mai important, pentru că dacă e să o luăm așa, vis-a-vis de Ungaria, de care toți vorbeam, Ungaria plătește dintotdeauna, practic, dar mai nou și mai bine, un preț mult mai mic decât România. Practic, România, plătind un preț mare pentru gazele rusești dintotdeauna, că noi n-am fost țară prietenă cu rușii, nici mai recent, nici mai demult, da? România subvenționează în felul acesta, plătind niște gaze scumpe, gazele ieftine ale Ungariei, sau prietenia dintre Victor Orban și Vladimir Putin. Aceste lucruri trebuie să înceteze și trebuiau să înceteze mai de mult timp. Și acesta este un semnal mult mai puternic, care probabil că îi dă frisoane lui domnul Vladimir Putin acolo. Și cum ar putea Uniunea Europeană să-l oblige pe Victor Orban să plătească un preț mai mare împreună cu restul europenilor pentru gazele de la prietenul lui Vladimir Putin? Păi, deciziile astea se iau prin consens. Este deocamdată o propunere a Comisiei Europene. Și ăla o să voteze împotrivă. Ungaria este și o țară europeană care, din ce știu, vrea să rămână în Europa. Și e dintre țările care au impus totuși sancțiuni Rusiei. Adică aici, nu știu, e într-adevăr o discuție complicată, dar eu nu cred că Ungaria, sau poate să facă ceva figuri, poate să mai ceară niște lucruri eventual, dar nu cred că Ungaria vrea să facă în acest moment să spargă frontul comun al Uniunii Europene. Dar ca să revin la întrebarea ta cu rublele, că ea este totuși importantă.
În momentul de față, Vladimir Putin are o problemă în a da un semnal că, domnule, noi aici în Rusia totuși mai muncim. Pentru că un număr de firme europene și-au închis complet, europene, americane, mă rog, multinaționale, și-au închis complet operațiunile din Rusia, iar altele sunt așa în limbo, cum s-ar zice, care nu și-au închis fabricile și care sunt multe și angajează foarte mulți ruși acolo, dar nici nu mai au cu ce să lucreze. Una dintre ele este chiar Renault, care n-a spus, doamne, plecăm din Rusia. Dar da, au anunțat că și-au închis, că și închid fabrica principală, au anunțat, cred, aseară, după tot scandalul, că au rămas să sponsorizeze războiul. Păi exact. Exact. Și oricum nu aveau nici cum să mai aducă componente din România în momentul de față. Putin este disperat să nu aibă acest tip de colaps economic și social în care milioane, efectiv milioane de ruși nu mai au locuri de muncă pentru că ei lucrează în niște fabrici care na, sunt făcute cum ar veni pe banii altora. Și asta este o bătălie mult mai importantă în momentul de față pentru Rusia, care este și probabil că va intra în colaps economic, indiferent că vinde sau nu vinde gaze sau țiței. Asta cu gazele și cu țiței e în felul următor. Trebuie să privim piața mondială ca pe un fel de vase comunicante. Ok, o să cumpere China mai mult țiței, să zicem, de la ruși și nu o să mai cumpere din altă parte, eliberând astfel o cantitate mai mare de țiței care va fi cumpărată de alte țări. E mult mai complicat de atât, pentru că țiței are diferite caracteristici și nu toate rafinăriile pot lucra cu altfel de țiței decât au lucrat până acum. Dar aceste lucruri se vor regla în lunile următoare prin retehnologizări, schimbări și așa mai departe. Deci, pentru Rusia, în momentul de față, important este să rămână în business și de-aia cred că vrea să dea acest semnal. Hai, domnule, că uite, trebuie să cumpere și ruble ca să mai facă afaceri sau să mai aibă gaze. Deci, Germania a anunțat că nu acceptă această modalitate de plată, că nu o să plătească în ruble și contractele sunt în altă monedă și aia e moneda și cu asta la revedere, pa. Da, funcționează modul ăsta de lucru, că rușii o să spună, bine, nu mai vreți, nu vă mai dăm. Totuși, Europa și în primul rând Germania, Italia și Polonia depind foarte mult de gazul rusesc, spre deosebire de noi. Noi avem un grad de dependență mai redus. Da, dar aceste lucruri se vor schimba semnificativ. Uite, e cald afară. Uite, ai văzut cât de cald e afară când ai plecat dimineața din Corbeanca? Cred că sunt 10 grade deja la ora asta. E, deja în acest an, Uniunea Europeană își schimbă sau își reduce cu 2-3 independența de aceste gaze. Vrea să-și reducă, dar nu suntem, adică nu știm dacă se poate. Asta este planul, asta e obiectivul, 2-3. Reducere foarte poate, mult. Pentru că sunt de făcut câteva terminale care trebuie finalizate și câteva acest de legătură între Spania și Franța, între Bulgaria și România și respectiv Grecia, astfel încât gaz natural lichefiat să poată fi pompat în rezerve peste tot, pe tot cuprinsul continentului. Eu cred că noi europenii vom reuși acest lucru și este esențial ca în perioada următoare noi europenii, prin ceea ce facem, prin eforturile astea pe care le facem, cu gaze mai scumpe, cu benzină mai scumpă și așa mai departe, să închidem economic Rusia. Pentru că Rusia este un stat agresor a cărui armată este finanțată din banii noștri, cum ar veni. Deci aceste acțiuni sunt importante și eu cred că vom reuși, cel puțin parțial, dacă nu total, acest lucru. Mulțumesc foarte mult! A fost Moise Guran în direct în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.